Luna iunie, în 12 zile, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Onufrie Egiptean. Cuviosul Onufrie a fost un mare sihastru din Egipt și a trăit pe la anii 350-400. La început a petrecut o vreme într-o mănăstire de obște din părțile Tebaidei, mănăstire ce se află în pustia numită Ermopole. Chemat însă la viața pusnicească, după pilda Sfântului Ilie și a Sfântului Ioan Botezătorul, a ieșit din viața de obște și a locuit în pustie, nevăzând față de om, vreme de 60 de ani. Pe Onufrie l-a aflat Marele Pafnutie, care a călătorit în toată pustia cea mai adâncă, dorind să cunoască și să scrie viața celor mai mari bărbați ai pustiei. Și umblând el 17 zile prin pustie și ajungând la locul unde era Sfântul Onufrie, a mers Pafnutie la el și l-a rugat să-i spună numele său și toată petrecerea vieții sale. Cunoscând deci Pafnutie toate acestea, din însăși gura sihastrului a povestit mai pe urmă monahilor, dornici de pusnicie, nu numai cele despre acest dumnezeiesc Onufrie, ci și despre alți cuvioși pe care i-a aflat el umblând prin pustie. Că în viața de obște, zicea Ava Onufrie, trăim la oaltă și unul este altuia pildă, îndemn și sprijin la nevoie. Acolo săvârșim împreună cântarea bisericii, iar de flămânzim găsim pâinea făcută și de însetoșăm avem apă din belșug. De se întâmplă unuia a se îmbolnăvi, frații celalți îl mângâie și îl îngrijesc și toți slujim unii altora din dragoste pentru Hristos. Iar noi, cei ce pătimim în pustie, suntem lipsiți de toate acestea, căci cine să-l mângâie de îi se întâmplă vreo mâhnire? La boală, cine să-i poarte de grijă și să-i slujească? Iar de-l vor încerca ispite și îndoieli, cine să-l povățuiască? Și de va flămânzi, unde va afla hrană? Și de va înseta, unde va găsi izvor? Pentru aceea, fără de asemănare, este osteneala acestora care trăiesc singuratici în pustie. Dar s-a aprins în sufletul meu, zice Onufrie, dorința neclintită de a merge în pustie și de a aduce acolo o asemenea viață plină de lipsuri și de grele osteneli pentru Hristos. Și luându-mi puțină pâine pentru 4 zile și după îndelungată cale am văzut o peșteră. M-am apropiat și am zis la ușă, binecuvintează, părinte, și a ieșit un bătrân cu chip sfințit. Am făcut metanie, iar el m-a îmbrățișat cu dragoste. Iar după câteva zile mi-a zis, scoală-te, fiule, să te duc în altă peșteră, că într-o aceasta să vețuiești singur. Și aici, în acest loc, vețuiesc de 60 de ani. Iar singurătatea i-a pregătit sufletul pentru cele mai scumpe descoperiri ale Duhului Sfânt. Acolo el a găsit pacea inimii și acele bucurii rupte din bucuria cerească. Nemulțumit a se ruga numai pentru nevoile sale, el făcea rugăciuni fierbinți pentru biserică și pentru necazurile oamenilor din lume. Trăia din osteneala mâinilor sale, hrănindu-se din roadele unui smochin din apropiere. Și a murit chiar atunci când Pafnutie era acolo. Deci l-a îngropat Pafnutie la locul acela și îndată a văzut prăbușindu-se coliba, uscându-se smochinul
și secând apa izvorului, Dumnezeului nostru slavă. Într-o această zi, pomenirea precuviosului părintelui nostru Petru, cel ce s-a posnicit în Sfântul Munte al Atonului. Acest fericit părinte Petru a fost de neam grec, cu rânduiala ostaș, și luptându-se în război cu turcii, a fost biruit, prins viu și dus în temnița din Samara, ferecat cu grele lanțuri, și scăpând el prin mijlocirea Sfântul Nicolae, făcătorul de minuni, tot prin a lui povățuire s-a dus la Roma, unde papa l-a îmbrăcat în schima îngerească. Deci se ruga lui Dumnezeu cu din adinsul ca să fie povățuit la un loc liniștit pentru a petrece acolo rămășița vieții sale cu liniștea cea desăvârșită, precum se făgăduise Domnului. Deci într-una din nopți a văzut fericitul pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu și pe Dumnezeiescul Nicolae în urma ei, adeseori rugându-o și zicând: unde poruncești, stăpână, ca să-ți petreacă robul tău Petru rămășița vieții, precum a făgăduit? Deci apărătoarea lumii a răspuns: în muntele Atonului îmi este plăcut să rămână el, căci pe acest munte l-am ales spre moștenirea mea și pe cei ce trăiesc acolo îi voi ocroti. Deci, deșteptându-se, cuviosul a mărturisit darurile cele mari ale Maicii lui Dumnezeu și ale Sfântului Nicolae, pentru care s-a și dus el în Sfântul Munte al Atonului și, cercetând toate cele de acolo, a aflat o peșteră întunecoasă, plină de târătoare veninoase, pe care numai cu rugăciunea le-a izgonit de acolo. Și a petrecut în ea ca un om fără de trup, neavând cu sine nimic decât hainele cu care era îmbrăcat. Dar cu vremea și acestea stricându-se, petrecea gol. Deci hrana sa la început erau ierburile care o drăsleau în preajma peșterii și grinda. Mai pe urmă, însă, prin folosința Născătoarei de Dumnezeu, s-a învrednicit, deci, hrana cerească, aducându-i se aceasta de către înger la 40 de zile. Deci, fericitul Petru, cu această netrupească petrecere, viețuind pe pământ 53 de ani și multe ispite suferind, de la urătorul de bine Satana, s-a mutat către Domnul. Pe acesta, un oarecare vânător, aflându-l viu încă, dar aproape de sfârșit, a luat cinstitele sale moaște după adormirea sa și, povățuit de Dumnezeu, le-a dus la mănăstirea numită a lui Clement și acolo a așezat această comoară. De aici, luându-le niște monahi și urcându-se pe o corabie, s-au dus pe mare la un oarecare sat din preajma Traciei, numit Ficoman, și acolo a rămas această mare și neprețuită comoară, fiind bine primită și cinstită și de episcop și de popor, izvor de minuni fiind de-a pururea celor ce cu credință se apropie de ele. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Vasile despre viața lumii acesteia. Viața lumii acesteia este plină de multe griji și de suspinuri și nici unui om nu este fără de necaz, ci plină este de înșelăciune și de toată răutatea. Cei ce nu-s însoțiți cu nunta se luptă cu poftele cele spurcate, iar cei însoțiți multă neînțelegere au pentru treburile caselor și după nașterea de copii vine grija de a-i hrăni pe ei
grijă de a păzi credința în căsnicie, sfadă cu vecinii, procese pe la judecătorii. Și fiecare zi își aduce a sa întunecare. Începând de la cel ce poartă porfiră și coroană, până la cel ce poartă zdrențe de pânză, socotim grijile ziua și noaptea, cu care și în somn ne amăgesc dracii. Că omeneștile treburi sunt asemenea cu marea cea tulbure, numai că într-o aceasta te neci pe uscat. Unul are destul pământ ca să are, altul căruia nu i s-a dat, vrea să ia, iar altul pe cât a luat se întărește să nu dea. Încă unii și la camătă sunt nesățioși, iar alții și de avuția cea pe drept se lipsesc. Iarăși cei ce n-au nimic se supără pe ei înșiși, iar cei ce au mai mult decât nevoia lor se ceartă. Săracul cel ce nu are este ocărât, iar aceluia ce are îi se întind curse. Cei ce sunt îndrăgătorii se înalță, adeseori se sfădesc și se bat între ei cu nesăturare jefuiesc și din greu se ostenesc. Minciuna s-a prea înălțat, dragostea a fugit, adevărul a părăsit pământul. Fățarnicii și clevetitorii sunt cinstiți și vamișii stăpânesc cetățile. Deci, acestea toate adunându-se, prorocul le zicea, în deșert se tulbură tot ce cevețuiește cu nedreptate. Concluzia celor spuse aici este să ne îngrijim de a noastră mântuire și milostiv spre noi să facem pe Dumnezeu prin fapte bune, că răul fără osteneală îl facem. Iar pentru fapte bune trebuie voință. Într-o această zi, cuvânt al Preacuviosului Părintele nostru Efrem Sir, despre luarea aminte de sine. Doi oameni călătoreau la o cetate care era departe ca la 30 de stadii. Un stadiu are 185 de metri. Și după ce au făcut ei două sau trei stadii, au aflat pe cale un loc într-o care era pădure de copaci deși, care umbreau și păraie de apă. Și multă veselie era în locul acela, iar ei, văzând acestea, unul a trecut în fugă prin locul acela, silindu-se să ajungă în cetate ca să o vadă, iar celălalt, întorcându-se, lua aminte la frumusețea locului și a rămas în urmă. Apoi, vrând el să iasă din umbra copacelor, s-a temut de arșiță și, pe când zăbovea în locul acela, veselindu-se, a ieșit din acea pădure o fiară, care, apucându-l pe el, l-a tras în vizuina sa. Iar cel din tâi, nelenevindu-se și nici îndeletnicindu-se cu frumusețea copacilor și a locului, a ajuns la cetate. Iar dezlegarea acestei pilde este aceasta. Acei doi oameni sunt cei ce au început a călători și a se nevoi pe calea evlaviei. Iar vrăjmașul, vrând să-i oprească din drum, îi satură pe ei cu pofte drăcești, de slavă deșartă, de iubire de arginți, de mândrie și de cele câte sunt asemenea acestora. Și cel ce s-a silit a lua plata chemării cele de sus, de la Hristos, acestea nu s-a poticnit. Iar cel ce s-a îndeletnicit cu frumusețea copacilor și a locului, acesta este cel care și-a abătut mintea sa de la cele ce nu se văd către cele ce se văd. Arșița este osteneala faptelor bune, iar zăbava lui în locul acela
și răpirea lui de către o fiară este zăbava gândului în pofta celor pământești, poftă care, ieșind ca o fiară cumplită, naște păcatul. Ce îl apucă pe el, după cum stă scris, pofta zămislind, naște păcatul, iar păcatul săvârșindu-se, naște moartea. Concluzia la cele spuse mai sus este să fugim de poftele cele lumești, ca nu cumva să ne facem iarăși robi ai păcatelor. Că zice Mântuitorul, adevărat zic vouă, tot ce la ce face păcatul, rob este al păcatului. Deci să slujim de bunăvoie lui Dumnezeu, celui ce ne-a slobozit pe noi, și să nu ne amăgim de patimile stricăciunii, nici să luăm aminte la înfățișarea împodobirii a culionului, a brâului sau a paramanului celui lucrat cu iscusință, ci pe cele smerite și fără de slavă deșartă să le căutăm, precum se cuvine sfinților, că necuvincios lucru este ca cei ce au supus pe cele mari să fie biruiți de cele de nimic și de-a pururea să ne sârguim ca omul nostru ce din lăuntru să fie bine plăcut celui ce cearcă inimile, iar pe cele nefolositoare să le defăimăm, că nimeni nu poate să slujească la doi domni după glasul stăpânului. Că ce te slar învățând meșteșugul, în loc de instrumente își cumpere suliță, sau cine voind a-și agonisi smerita cugetare, se luptă pentru slava deșartă, sau cine poftind cele lumești, nu defaimă pe cele pământești, iar Domnul să ne dea nouă cele plăcute Lui, a le cugeta și a le face, că Lui se cuvine slava în veci. Amin. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.